Ștefania aruncă bomba în casa iubirii. Primul la care m-am gândit a fost Antoni. Aștepta întoarcerea fostului concurent în emisiune? Cosmin a înmărmurit când a auzit-o. Ștefania l-a lăsat mască pe Cosmin, după ce a dezvăluit că s-a gândit că Antoni va reveni în emisiune. Spiritele s-au încins în casa iubirii. Asta după ce Antoni a revenit în sezonul 3 al emisiunii matrimoniale. Cosmin este tot mai pus pe gânduri de când concurentul s-a întors mai ales că iubita lui, Ștefania, se înscrisese pentru Antoni la show-ul de la Canal D. Întrebată de către robot care a fost primul ei gând atunci când i s-au pus ochelarii opaci pentru a merge în camera roșie. Acolo unde urma să se întâlnească cu Antoni, Ștefania a fost pe cât se poate de sinceră și a recunoscut că s-a gândit direct la noul concurent, ceea ce nu i-a picat deloc bine lui Cosmin. Antoni, Cosmin, Ștefania, dar voi ați avut prima discuție față în față după venirea mea. Ce ați discutat? Cum a decurs discuția? Robot, dar ce ai gândit Ștefania în acel moment când ți s-au pus ochelarii? Te-ai gândit că vine un băiat pentru tine sau că ți se pregătește o altă activitate? Ștefania, nu. Primul gând la care m-am gândit a fost direct Antoni. Rog, nu ți se pare Cosmin un pic gelos așa? Patrick, da, dar azi dimineață, și voi un pic asta ați vrut. Rog, ce, Patrick, să vedeți dacă e gelos, în ciuda acestei situații, mai ales că restul concurenților pumpaie pe foc. Cosmin i-a mărturisit Ștefaniei că este prima femeie în care are foarte mare încredere. Cosmin, în momentul de față, ești prima femeie în care am atât de mare încredere. A așteptat sau nu Ștefania ca Antoni să revină în Casa Iubirii? Nu mai este un secret pentru nimeni că Ștefania s-a înscris la emisiunea matrimonială pentru Antoni, iar surpriza cea mare a fost că tânărul a revenit în sezonul 3 al show-ului de la Canal de, deși formează un cuplu cu Cosmin, Tânăra a recunoscut că la un moment dat se aștepta ca cineva să-i pregătească o surpriză și să-l aducă pe concurent în competiție. Andreea Mantia, Ștefania, vreau să mă lămurești și pe mine pentru că deja ieri am înțeles, dar astăzi deja nu mai înțeleg tu ai așteptat tot sezonul să vină Antoni. Ștefania, nu. Andreea Mantea, te gândeai că o să vină Antoni într-o bună zi. Ștefania, da, mă gândeam că dacă ar fi trebuit să mi se pregătească mie o situație ceva de suspans sau de ceva wow. Cel mai wow ar fi fost să vină Antoni. Antoni, Ștefania, nu ți s-a pregătit nimic. Andreea Mantea, dar stați puțin, ce legătură are Antoni? De ce să nu-l aducem pe fostul tău iubit?